Dragii mei, încep prin a mărturisi că mă simt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Mă simt și în același timp uimit de bogăția și de viața cuvântului său. Cuvântul său este viu. Sunt lucruri asupra cărora de o jumătate de secol mi-am aplecat sufletul ca să constat că de fapt sunt doar la început. Tare mă bucur de lucrul acesta și de fiecare dată când întâlnesc cu astfel de priveliște, de frumusețe aceasta în cuvântul lui Dumnezeu, am impulsul acesta să vin înaintea casei Domnului și să prezint lucrul ăsta. Cu ocazia aceasta, prin harul bunului Dumnezeu, ne vom ocupa de un lucru care apasă foarte multe suflete. Vreau să spun că dacă ar fi numărați cei care au speranță și credință în Dumnezeu și așteptări sfinte din partea Lui, dacă ar fi numărați aceștia și dacă ar fi numărați cei care sunt dezamăgiți în așteptarea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, ne-ar speria numărul lor. Sunt mulți, nenumărați de mulți. Am avut o convorbire recentă și am auzit un suflet care era chinuit de neîmplinirea cuvântului lui Dumnezeu. De ce nu se împlinește cuvântul acesta? Uitați ce scrie aici. Așa este. De aceea, iubiții mei, prin harul bunului Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, care ne-a fost promis că ne va conduce în tot adevărul, ne îndreptăm împreună spre Ieremia, capitolul 15, versetul 18. Aici este o întrebare care dă glas acestor milioane și milioane de suflete care sângerează, chiar în clipele acestea când vorbim noi, în așteptarea, până când, Stăpâne, Doamne? De ce, Doamne? Și iată ce spune Ieremia în versetul 18. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Adică nu se oprește, nu se termină, nu trece. Pentru ce nu-mi trece? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Pentru ce? Să fii tu, se adresează lui Dumnezeu, să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, la care face aluzie Iov în capitolul 6, ca un izvor înșelător sau ca o apă care seacă, să fii tu așa pentru mine. De obicei și aproape instinctiv, natural, de fiecare dată când suntem confruntați cu lupte, cu încercări, cu suferinți, imediat mintea se îndreaptă spre Dumnezeu. De ce nu intervine Dumnezeu? Arare ori ne oprim să ne privim fața în oglindă. Ce ai făcut sau ce n-ai făcut, de rana nu se vindecă. Sunt într-adevăr răni care nu se vindecă. Am lacrimi în ochi, chiar în clipa asta sunt foarte emoționat că mă întorc înapoi cu gândul și știu câți oameni am văzut cu rana aceasta care nu se vindecă. Cancer, îi spunem noi. Și întreabă Ieremia în capitolul ăsta, pentru ce nu se vindecă? Pentru ce mă ustură rana asta? De ce nu-mi trece? Întreabă el. Iubiții mei, am rămas pur și simplu fără aer când am auzit cuvintele lui Bonhoeffer. Nu-mi trebuiesc răspunsuri la rugăciuni. Îmi sunt suficiente făgăduințele lui Dumnezeu. Vă puteți imagina în ce condiții a scris el aceste cuvinte? Cei care cunoașteți viața, probabil că înțeleg mai mult importanța acestor cuvinte. Nu îmi trebuiesc răspunsuri la rugăciune. De ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciune? De ce de atâția ani? Nu îmi trebuiesc răspunsuri la rugăciuni. Îmi sunt suficiente făgăduințele lui Dumnezeu. Prin harul Domnului, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, în ocazia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta să găsim cheia pierdută, să găsim cauza problemei, rădăcina acestei probleme, a rănii care nu vrea să se vindece. Sunt atâtea suflete de oameni pretutindeni în lume care au înălțat înaintea lui Dumnezeu rugăciunea lor, rugăciunea suferindului, rugăciunea sufletului
au înălțat de mult înaintea lui Dumnezeu și cerul pare de aramă și pământul de fier. Niciun răspuns. O cauză trebuie să fie, o explicație trebuie să fie. Dumnezeu a promis acest lucru. De ce? De ce nu se împlinește cuvântul acesta? De ce nu-mi trece? De ce? De ce? Făgăduințele lui Dumnezeu sunt cheia răspunsului sau dețin răspunsul. Ele sunt cheia la pentru răspunsul la această întrebare. Și lucrul acesta nu poate fi înțeles firește sau pământește. Nu, carnea și sângele așa ceva nu descoperă. Ci acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, descoperirea pe care ne-o dă El din cuvântul Lui. Am fost așa de copleșit de însemnătatea cuvintelor Mântuitorului nostru, chiar azi dimineață, cred. Și am și vorbit cu un prieten pe drum și i-am spus, zic, sunt, îmi vibrează mintea. Am recitit cuvintele pe care Mântuitorul nostru le-a spus lui Petru. A luat cuvântul și i-a zis așa, după ce Petru a declarat, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și știți că în Biserica Romano-Catolică Petru este fundația pe care este zidită biserica aceasta. Nu cred că se opresc lucrurile aici și n-ar trebui să oprească niciodată aici, ci ar trebui să meargă mai departe, așa cum scrie în Matei la capitolul 16, versetul 17, să ascultă. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, adică nu tu, nu e vorba de Petru, nu, ci Tatăl meu care este în ceruri. Acesta este cel care a confirmat acest lucru. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu. Deci temelia bisericii nu este declarația lui Petru, ci este declarația lui Dumnezeu, Tatăl, despre Mântuitorul nostru. Pe aceasta este zidită Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Pe această temelie suntem chemați și noi să zidim acum înțelegerea acestei probleme capitale a vieții. Atâtea mii și milioane de oameni au suferit și au vrut să știe pentru ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni, pentru ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi în același timp. Imediat după operația de inimă pe care am avut-o, am fost vizitat la rezervă, la reanimare, am fost vizitat de un doctor și dumnealui cu o smerenie rară întâlnită, m-am simțit chiar rău, îmi venea să cobor din pat datorită smereniei lui cu care s-a adresat. Și el mi-a spus așa, domnule pastor, eu sunt catolic și mama mea a fost o ființă care a iubit pe Dumnezeu ca nimeni altul pe pământ, dar a trăit cu această rană care nu s-a închis toată viața ei. Și dânsul mi-a spus care a fost rana sufletului mamei dumnealui și a spus dânsa a încetat din viață. Dar nu pot să mă liniștesc nici eu acum. Și am auzit că ești aici și am venit să te întreb, uite, și mi-a spus această situație și ce ai fi răspuns mamei mele dacă te întreba acest lucru? Într-adevăr, a fost o rană care a sângerat toată viața. A fost o scurgere de sânge care n-a fost vindecată în același fel în care am citit în Biblie. Ci rana ei a rămas, a trăit cu ea și a murit cu ea, a usturat-o și a suferit până când a murit. Dar cum dânsul ar vrea să știe totuși, ce ai fi spus mamei mele dacă ți-ar fi prezentat situația aceasta? Cum scrie în Iov, zice, întremura sufletul ca umbra sub ape. Nu a terminat bine întrebarea și prezentarea situației mamei dumnealui. Deja am primit, m-a salvat Dumnezeu și am primit lumină. I-am spus despre lucrul acesta. A fost zdrobit, copleșit. Copleșit total. A zis, zice, aș fi dorit să fi auzit mama acest răspuns. I-ar fi fost de mare trebuință. Zic, nu. Nu trebuia să ajungă la dumnea ei. Dacă ar fi trebuit, de mult Dumnezeu ar fi răspuns. Dar nu trebuia. Moise a zis, lasă-mă să intru. Nu, nu vorbi de așa ceva. De răspundem la asta. Nu, nu este cazul. Nu. Rămâne. De trei ori am rugat, ia-mi țepușul ăsta, Domnul a spus, nu. Dacă iau țepușul acesta, vine altul mult mai cumplit, adică vine Satana cu alți 7 și atunci te îngânfi
și casino sânda diavolului. Și am explicat lucrul acesta și sufletul dumnealui s-a ușurat inimaginabil. Rana, explicația aceasta sau singura cale de a primi lumină în dreptul rănii care nu vrea să se vindece este Duhul Sfânt și este acela care a descoperit lui Petru adevărul despre Mântuitorul nostru Hristos Iisus și El ne va descoperi și nouă. Ce spun eu fraților, spune Pavel în 1 Corinteni 15:50, este că nu poate carnea și sângele, adică Petru, să moștenească împărăția lui Dumnezeu, adică eu și cu tine, nu putem, firea aceasta nu poate să facă așa ceva. Și putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, nu. E nevoie de această naștere din nou, de această manifestare a puterii lui Dumnezeu. Ni s-a spus de-a lungul timpului despre conștiința noastră. Conștiința este glasul lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost adevărat lucrul acesta. Au trecut poate ani, mii de ani. Niciodată n-a fost adevărat așa ceva. Conștiința nu este glasul lui Dumnezeu în om. Nu. Conștiința este vioara în mâinile violonistului. Nu vioara cântă. Violonistul cântă. Vioara este instrumentul. Așa este conștiința noastră. Ea este instrumentul. Glasul este glasul lui Dumnezeu, nu glasul conștiinței noastre. Este glasul lui Dumnezeu prin conștiința noastră. Și acest lucru ne va ajuta pe noi să înțelegem cauza și cheia, rezolvarea acestui lucru de neimaginat, rana care nu vrea să se vindece. Iubiții mei, Petru ne scrie aceasta în epistola lui, cu o inimaginabilă iluminare a sufletului și a minții. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu duceți lipsă de niciun dar. Deci, rana nu din cauza aceasta nu se vindecă. Nu duce în lipsă de niciun dar. Ne-a dăruit totul prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care, și acum vă rog, aș vrea să mă ridic în picioare, dar ies din cameră, nu mai sunt văzut în cameră, dar aici este cheia, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, atenție maximă, rostul acestor făgăduințe. Acum o să înțelegem de ce a spus Bonhoeffer, nu vreau răspunsuri la rugăciuni, mi-ajung făgăduințele Lui Dumnezeu. Auziți, prin ne-a dat făgăduințele, versetul 4, făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, prin făgăduințe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Acesta este rostul și rolul făgăduințelor lui Dumnezeu. De aceea a zis El, îmi ajung făgăduințele lui Dumnezeu, nu trebuie răspunsuri la rugăciuni. Un lucru este bun, spune Sfânta Scriptură, dacă e bine întrebuințat. O făgăduință a lui Dumnezeu e adevărată și bună dacă e bine întrebuințată. Care este întrebuințarea făgăduinței lui Dumnezeu? Ea este cea descrisă în locul acesta, și anume, prin făgăduința lui Dumnezeu, eu sunt chemat la transformarea ființei mele după asemănarea acestei făgăduințe. În convorbirea pe care am avut-o, am ascultat această plângere adâncă. Uitați, scrie aici în cartea lui Ieremia și am luat cuvintele acestea pe viața mea, pentru viața mea le-am luat eu. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. De ce sunt de atâția ani în nenorocire? De ce nu vrea să se vindece rana mea? Dacă Dumnezeu spune gânduri de pace și nu de nenorocire. Ascultam și mă rugam, scapă-mă sufletul, Doamne, învață-mă ce să răspund. Și deodată mi-a venit în minte și am adresat o întrebare. Da, Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire. În situația în care ești, ai și tu gânduri de pace și nu de nenorocire pentru cei de lângă tine? Și dânsa a spus nu. Nu. M-am asemănat cu ei, am făcut același lucru. Vezi, făgăduința aceasta de aia nu are putere. În momentul în care ne este dată o făgăduință, este o putere pentru transformarea ființei noastre. Toate cuvintele lui Dumnezeu, așa a spus Mântuitorul, cuvântul meu este duh și putere și viață, duh și viață. Cuvântul se face trup.
devine experiență. Făgăduința lui Dumnezeu devine experiență de viață. Prin ele, prin aceste făgăduinți, am gânduri de pace și nu de nenorocire. Tu ești transformat într-o ființă care ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Atunci și numai atunci se împlinește făgăduința și ea s-a și împlinit cu tine. De asta a spus Bonhoeffer, mie mi-ajung făgăduințele lui Dumnezeu, mie nu-mi trebuiesc aceste răspunsuri. Noi adresăm rugăciunea și așteptăm răspuns la ea fără să urmărim condiția aceasta a vieții noastre. Vrem să rămânem aceiași oameni în fața făgăduinței lui Dumnezeu, dar cerem să se împlinească cu noi. Ea se împlinește întâi în noi, în sufletul nostru, în viața noastră. Întâi și întâi ființa noastră se umple cu gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să dea un viitor frumos și o speranță celui de lângă noi, și atunci se împlinește făgăduința lui Dumnezeu cu noi. Este un context cutremurător. Cei mai mulți dintre oameni au lepădat făgăduințele lui Dumnezeu. Prostii, minciuni, jaf, nimic, aruncă la gunoi, vorbe goale, niciodată nu e adevărat, au înjurat pe Dumnezeu, a blestemat. Am trecut personal prin fel de fel de situații cu diversi oameni în viața mea și am văzut ce s-a întâmplat. Dar de fapt, așa cum întreba Ieremia, zice, nu cumva tu ești cauza, Doamne, nu, cauza nu este aici. Cauza este nu cumva mai degrabă voi. Căile Domnului nu sunt drepte, spune Ezechiel. Nu cumva mai degrabă căile voastre nu sunt drepte. Oh, noi nu ne-am uitat la căile noastre. Când pronunțăm făgăduința lui Dumnezeu și cerem împlinirea acestei făgăduinți, noi trebuie să privim adânc în sufletul nostru și să știm dacă suntem dispuși să fim făcuți părtași de fire dumnezeiască prin această făgăduință, oricare ar fi ea, a lui Dumnezeu. Ceea ce îți făgăduiește Dumnezeu ție te transformă întâi și întâi pe tine și apoi prin tine transformă mediul acesta. Petru spune, după ce spune trebuie să vă faceți părtași de fire dumnezeiască, ne spune de aceea dați-vă toate silințele, adică puneți la lucru toate mijloacele și posibilitățile ca să uniți cu credința. Am credință în făgăduințele lui Dumnezeu, dar unde e fapta? Te-a transformat pe tine făgăduința asta în ceea ce este acolo? Aceasta e întrebarea. Să uniți cu credința voastră fapta. O credință în făgăduința lui Dumnezeu, care este însoțită de refuzul transformării în viața noastră, e o credință demonică. Diavolii au credință, dar ei nu o unesc cu fapta. Doar atât. Și Biblia cred și se înfioară, spune despre ei. Unește cu credința ta în făgăduința lui Dumnezeu fapta, adică transformarea vieții și ființei tale. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Este un proces, un proces pe care îl generează prezența lui Dumnezeu. Nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, Petru, ci Duhul, ci Dumnezeu, Tatăl meu cel ceresc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care descopere tainele lui Dumnezeu, nu ca niște simple concepte intelectuale sau teologice sau așa, ci transformatoare. Viața noastră este transformată prin făgăduința aceasta. Ești făcut părtaș de fire dumnezeiască prin făgăduința aceasta. Făgăduințele lui sunt nespus de mari și scumpe doar atunci când își împlinesc lucrarea în noi. Dacă nu, rămân simple cecuri fără acoperire. Un om scrie o sumă pe un cec, trimite acolo. Rămân simple, conștiința noastră rămâne un simplu instrument agățat într-un cui acolo, pe care mâna maestra a Duhului Sfânt nu a fost acceptată să cânte pe coardele conștiinței noastre. Petru continuă spunând, dacă aveți din belșug aceste lucruri cu credința faptă, dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși și nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar eu vreau numai răspunsul la făgăduința lui Dumnezeu, vreau numai răspunsul la rugăciune, atâta mă interesează, vreau să mănânc pâine și pește astăzi în situația asta și Iisus a spus nu, lucrează pentru mâncarea nepieritoare, nu pierde ocazia aceasta mare, nu te mulțumi cu nimicurile acestea, cu pește, cu pâine, asta este zero în comparație cu ceea ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră.
pâinea nepieritoare a Duhului Sfânt. Un om nu vrea să intre în experiența aceasta cu Dumnezeu. Iată ce scrie versetul 9. Dacă cine nu are aceste lucruri, este orb. Adică nu înțelegi diferența de valoare. Este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Aceasta este în momentul în care refuzăm transformarea. Vechile păcate revin și revin cu răzbunare când revine noi. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea voastră în momentul în care refuzăm transformarea. Noi literalmente șubrezim edificiul credinței din sufletul nostru. Se crapă, se clatine, este pe punctul de a se dărâma. Dacă faceți lucrul ăsta, dacă întăriți chemarea și alegerea voastră, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, spune Petru, după ce devenind părtași de fire dumnezeiască prin făgăduințele lui, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția lui, în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În chipul acesta. Nu, Doamne, uite făgăduința ta, dăm, răspundem, dăm cu tare, seamănă cu Baale, auzi-ne din rugăciunile celor care se închinau lui Baal. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă taina rănii care nu vrea să se vindece. Cel din tâi lucru care trebuie să se vindece este sufletul nostru și este transformarea credinței noastre în fapte. Pe lucrul acesta este puternic ilustrat în iertarea datornicului, acelui cu 10.000 de talanți, pe care Mântuitorul îl iartă. Iertarea nu este, Doamne, iartă-mă, te iert și bună ziua. Nu. Iertarea este o putere. O putere care transformă pe cel care spune, Doamne, iartă-mă. Întrebarea este așa. Tu spui, Doamne, iartă-mă și dorești, ceri iertare. Doamne, Tu ai promis, îți voi ierta păcatele. Așa este. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Voi ierta păcatele, voi șterge ca onor. Întrebarea Duhului Sfânt către sufletul nostru. Ești gata să fii transformat, făcut părtaș de fire dumnezeiască a iertării acesteia pe care o ceri? Știi ce înseamnă asta? Devii o ființă iertătoare. Devii o ființă iertătoare asemenea celui care te-a iertat pe tine. În felul în care ai fost iertat, tu devii această ființă. Omul acesta care a cerut, mai rugat pentru iertare, a cerut iertarea, refuză transformarea. Refuză transformarea și în versetul 33, de aici din Matei, capitolul 18, Mântuitorul nostru spune așa, și îi spune omul acesta, oare nu se cădea sau nu crezi că era cazul sau nu era drept, nu era cinstit, nu era normal, întreabă Domnul, ca și tu să ai milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Nu înțelegi că asta înseamnă iertare? Vă imaginați, iubiții mei, ce ar fi însemnat, cum ar arăta pământul nostru, planeta noastră sau familia noastră sau propriul nostru suflet? Cum ar arăta dacă iertarea aceasta, adevărata iertare, aceasta este adevărata iertare? Nu este, Doamne, iartă-mă și după aceea ne scuturăm și plecăm mai departe sau ne ștergem la gură, cum spune în Ieremia. Nu, aceasta nu este niciun fel de iertare. Aceasta este o amăgire cumplită a sufletului omenesc. Un om crede că este iertat, dar este o nădejde înșelătoare aceasta. Nu era cazul, nu era normal să faci lucrul acesta. Și omul acesta care a refuzat transformarea, Sfânta Scriptură spune că a recăzut acolo unde aparținea, în temnița vechilor lui păcate. Este aceasta o condiție pentru iertarea lui Dumnezeu? Ne-ați spus că iubirea e necondiționată, iertarea este necondiționată a lui Dumnezeu. Așa este. Iertarea este necondiționată pentru cel care o primește. Pentru cel care și cel care o primește, dacă cineva o primește, este asemenea efectului unui medicament, dar este o putere extraordinară iertarea. Și Dumnezeu o oferă necondiționat, dar niciodată acela care a primit iertarea nu rămâne același om.
Dacă doar imaginația noastră este legată de ideea de iertare și ne imaginăm lucrul acesta, dar refuzăm puterea lui în noi, nu am luat medicamentul acesta niciodată. Doar a fost o iluzie, cum scria Iov în capitolul 6, se, fata Morgana se cufundă în pustie și pierd. Care este semnul că Dumnezeu lucrează pe calea aceasta? 2 Corinteni 1:21. Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Acesta este semnul. Acesta este semnul. Aceasta este cheia care vindecă rana aceea care nu vrea să se vindece. Iată și voi, spune Efeseni 1:13, după ce ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Mi-ați cerut doar răspuns la rugăciune și am plecat mai departe. Ați fost pecetluiți, adică transformarea și deschiderea sufletului nostru este de așa natură înaintea lui Dumnezeu, încât este Duhul Sfânt pune ștampila ireversibilului pe sufletul nostru, care este născut din nou după asemănarea celui care ne-a iertat pe noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ați fost pecetluiți prin Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Aceasta este un acont. Dumnezeu ne-a dat transformarea aceasta și puterea Duhului Sfânt în noi ca un acont asupra vieții veșnice, asupra tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe. Îmi mișcă adânc sufletul și nu știu cum, am încredere mare că bunul Dumnezeu ne va ajuta să pricepem taina aceasta atât de adâncă și atât de neobservată de-a lungul timpului, de atât de mulți oameni care au suferit teribil pentru neîmplinirea făgăduinței lui Dumnezeu, nu s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu, Dumnezeu oare cumva este înșelător sau mai departe. Aici avem deschiderea aceasta a ferestrelor spre lumină pe care o face Duhul Sfânt. Dar, iubiții mei, ați observat că la un moment dat cineva îi spune bunul învățător, tânărul bogat. Și Domnul îl întreabă, de ce mă numești bun? Același răspuns l-a dat Dumnezeu și lui Pilat. De la tine spui lucrul ăsta sau ți l-a spus altul? Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că noi trebuie să intrăm într-o cunoaștere personală a Domnului, într-o experiență personală cu Dumnezeu. Nu este să ne ascundem anonim în marea gloată, nu, ci este o lucrare personală a lui Dumnezeu, este cunoașterea personală. Dacă refuzăm umblarea cu Dumnezeu pe pământul acesta, presupunem că ne-am vedea în dimineața aceea a mântuirii în împărăția cerurilor și ne facem că îl cunoaștem, ne facem că nu poți. Ai văzut că ți este rușine să și dai un telefon să te ajute cineva pe care nu l-ai sunat de multă vreme. Cum să te duci în cer să te prefaci că îl cunoști pe acela cu care ai refuzat să umbli pe pământul acesta? Cine nu mă va mărturisi înaintea oamenilor, nu va fi mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Aceste lucruri vin împreună. Dar știți cum suntem noi oamenii. Omul nu crede când îi se spune ceva, ci când îi se arată. Degeaba îi spui cuva te iubesc dacă nu arăți lucrul acesta. Și la fel face Dumnezeu, iar El a arătat lucrul acesta prin faptul că ne-a dat arvuna Duhului. Ce putea fi mai convingător că Dumnezeu are intenții serioase, hotărâte, de a împlini tot planul lui, eu știu planul meu cu privire la viața voastră. Când i-a spus tânărului bogat un singur lucru trebuiește și când ne spune nouă un singur lucru trebuiește și i-a spus Martei un singur lucru trebuiește, noi ne gândim că trebuie multe, nu, un singur lucru trebuiește. Dă-mi inima ta să asculte de mine, de cuvântul meu și toate celelalte vor urma, vor veni, vor fi prin urmare. Aici este
lucrarea lui Dumnezeu de transformare a vieții și ființei noastre. Aici este puterea făgăduințelor lui Dumnezeu, care nu doar că ne oferă ceva, ne dă o asigurare, ne dă o perspectivă, ci transformă. Făgăduința lui Dumnezeu este o putere care transformă prin Duhul Sfânt întreaga ființa noastră. Și în Efeseni 4:30, Sfânta Scriptură ne spune că Duhul Sfânt are o bucurie în suflet de a vedea planul lui Dumnezeu cu viața noastră împlinit. Planul lui este fericirea noastră. Acesta e planul lui Dumnezeu, ca să fii fericit, ca să fii binecuvântat, ca să fie binecuvântată casa ta, copiii tăi, economia ta, planurile tale. Și Duhul Sfânt are această bucurie în dreptul tuturor oamenilor care sunt gata a primi cuvântul lui Dumnezeu și cu credința în el să unească viața. Dar unii oameni nu vor lucrul acesta și Biblia ne avertizează pe noi toți să nu mergem niciodată pe drumul lor, să nu întristați, să nu dezamăgiți, este sensul cuvântului, să nu dezamăgiți pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Acesta este planul lui Dumnezeu cu noi. Astfel că făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ne sunt date pentru a ne face pe noi părtași de fire dumnezeiască. Iubitul nostru Tată, îți mulțumim că ai deschis ochii noștri și sufletul nostru asupra frumuseții și binecuvântării cuvântului Tău. Pă, Doamne, ca aceste făgăduinți ale Tale, nespus de mari și scumpe, să devină această putere transformatoare în viața și ființa noastră. Și ajută-ne să nu uităm niciodată, Doamne, purtarea Ta cu noi, ca să putem să împlinim și noi prin sufletul, în sufletul nostru și prin relațiile cu ceilalți oameni, aceeași purtare în această lume. Ne închinăm și îți mulțumim pentru opera și lucrarea Duhului Sfânt în sufletele noastre, până când va desăvârși chipul Domnului nostru Iisus Hristos în noi. Amin.